La nivelul județului Gorj, 80 de bebeluși beneficiază de lapte praf. Doar câteva primării trebuie să mai ridice acest produs de la Direcția de Sănătate Publică Gorj. Noi sperăm ca în scurt timp să încheiem distribuția pe această lună. În momentul de față avem lapte praf în stoc pentru încă 3 luni și sper ca în continuare să nu mai avem probleme cu acest produs. Numărul micuților care se hrănesc cu lapte praf este constant, dar diferă de la lună la lună, deoarece copiii intră și ies din evidență odată cu împlinirea vârstei de un an. Numai medicul de familie poate să hotărască până momentul în care primesc acest produs cei micuți. Ministerul Sănătății încurajează alăptarea naturală, motiv pentru care au fost modificate normele de eliberare ale acestui produs.